Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem frăsuneală mare de tot în Spania, la Zaragoza, și suntem curioși care este și părerea voastră. Acolo autoritățile se gândesc să facă obligatorie asigurarea RCA pentru toți bicicliștii și utilizatorii de scutere electrice. Nu le că nu-i de râs. Băi, e de râs. Sunt situații în care, băi, am văzut... E de râs și spun și de ce, că în urmă cu câțiva ani, cred că primul 1 aprilie pe care l-am prins cu Vlad în Deșteptarea, da, ne-am gândit să facem o farsă și a fost și cea mai tare farsă pe care am făcut-o vreodată la radio. Am invitat un actor, evident, care era teoretic, am spus noi că e un funcționar al primăriei, pentru că primăria avea în intenție să introducă rovinieta pentru biciclete în afara localităților și așa mai departe. Și discuția a fost foarte interesantă. Funcționarul, între ghilimele, a fost foarte drăguț o perioadă, dar după aia a devenit ușor, știi cum e, cum sunt funcționarii, irascibil, așa, și s-a și răstit la noi, spunându-ne că trebuie să plătim niște bani dacă vrem să mai folosim bicicleta. Okay. S-au răsculat ascultătorii, a fost foarte interesantă farsa din dimineața aia. E, nu, asta nu e farsă, e pe bune. Deci, încă o dată, autoritățile din Zaragoza iau în calcul chestia asta și spun că vor să pună capăt incertitudinei juridice care apare atunci când un biciclist este implicat într-un accident. Evident, organizațiile de bicicliști nu sunt de acord, au luat foc. În București eu am văzut în ultimele două săptămâni două accidente rutiere cu bicicliști implicați. De fiecare dată erau livratori. În București cel puțin se grăbesc, da. În momentul de față sunt adică livrările de mâncare și alte alea s-au mutat aproape exclusiv pe biciclete, mopede, scutere electrice, ceea ce e foarte bine, pentru că altfel n-ar mai fi ajuns nimic la timp la noi. Sunt foarte mulți cetățeni străini care pedalează, se și grăbesc, în trafic e haos, zilele astea e șantier peste tot. Și nici nu știu regulile de circulație, cetățenii străini. Ok, pe ei ai de unde să iei, că sunt identificabili oarecum, în sensul că vin de la o companie de felul ăsta. Dar ce faci dacă intri? Eu am văzut cum un biciclist neatent a intrat în portiera unui șofer și a înfundat-o zdravân. Acum, ce faci? Că ăla n-are RCA. Trebuie să te înțelegi cu el, depinde cât costă. Adică dacă mașina ar fi fost, să zicem, un Bentley și costa portiera aia câteva mii de euro. Câteva biciclete. Ce faci cu omul ăla? Cum îl oprești dacă vrea să plece? Adică n-ai nicio măsură pe care să o poți lua. Nu? Să-l acum identifici. Nici nu-mi dau seama câte incidente cu biciclete bicicliști în trafic sunt. Dar poate, uite, aflăm. Dacă ne sunați la 0372069599, dacă sunteți biciclist sau dacă ați avut incidente în trafic cu biciclist, sunați-ne și povestiți-ne. Sau dacă ați văzut. Da, se mai întâmplă. Și în sensul ăsta, dacă vi se pare oportun, nu, să se implementeze RCA pentru bicicliști, să aibă și de plătit o asigurare obligatorie care să poată despăgubi eventuale daune produse de bicicliști. Aveți și varianta mesajelor, de preferat audio, la 0728 3D1 3D2. Uite, o să poți să pui asta în programul tău când o să candidezi la funcția de consilier la sectorul 2. Da. Da, la alegerile următoare. 0372069599, vă așteptăm. Ar fi oportun sau nu să avem RCA la biciclete pentru incidentele care apar în trafic tot mai des? Ia să vedem, avem mesaje, intrăm în direct cu voi imediat. Bună dimineața, domnilor! Cred că acest RCA se va impune după un anumit număr de biciclete și un anumit număr de accidente, după o statistică. Deocamdată cred că suntem departe și la pedalat și la numărul de accidente. Și plus de asta, cum spunea Luca, cu acel incident cu portiera, există poliție. În ziua de astăzi, dacă îl vezi pe cineva că ți-a lovit, te duce ei numărul și te duci la poliție. Dacă nu îl vezi, tot așa e. Adică nu, dacă nu ai RCA, tot cam acolo e. Există poliție pentru chestiile astea și mai departe îți recuperezi banii de la persoana fizică. Cristi din Brașov. Păi bicicleta n-are număr. Da, asta e, că eu ziceam că e o problemă în a-l identifica pe un eventual făptuitor care te lovește și fuge. Adică, ok, sigur că poți face anchetă cu poliția să-l caute pe camere, de lua vederi și așa mai departe. Mai dificil. Marius, bună dimineața! Salut, Marius! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Știu că pentru firmele care livrează pe bicicletă, pe mopede, pe diverse
utilaje, ca să zic așa, există o lege care îi obligă să aibă o asigurare pentru firma respectivă. Mm. În cazul în care X, care lucrează pentru firma respectivă, produce un eveniment, okay, trebuie să suporte. Iar pe parte de persoană, știu că persoana în sine trebuie să aibă o asigurare pentru astfel de eveniment. Cum faci asta? Un fel de asigurare de viață, ca să zic așa. Nu are nimeni la în noi. În genul cele. Da. Există... Trăim în România și ne ocupă tot timpul. Există asta în străinătate. Că uite, am primit chiar un mesaj în sensul ăsta. De la Andrei, cred, care spune așa, că în vest persoanele au asigurare de responsabilitate civilă pentru toți membrii familiei, chiar și pentru animalele de companie. El are un astfel de pachet inclus în asigurarea apartamentului și plătește 250 de euro pe an. Bravo! Da, exact! O să fie foarte bun. În asigurarea de casă. La noi oamenii nici măcar nu-și fac asigurarea obligatorie pentru cutremure și dezastre naturale. De asta o să zic că o să fii foarte popular după emisiunea asta. Cristi, bună dimineața! Neața, băieți! Salut. Eu am o întâmplare legată de un incident din asta. În Simion, el era cu mașina, a intrat un biciclist, i-a spart lampa de pe spate un stop. Și ce a făcut? Cu greu am făcut ceva, exact cum a zis și ascultătorul dinainte. Am ajuns la poliție. Faza este că nu poți să obligi persoana respectivă să-ți plătească dauna pe loc. Există doar reglementarea prin instanță și vă dați seama... Adică în lipsa unui RCA, asta ne spui, trebuie să dai în judecată. Practic la exact. Decizia asta omului. E. Dacă nu vrea să-ți dea banii, trebuie să-l dai în judecată, durează exact. Procesul. Noi cu greu am spus ceva de la omul respectiv. Însă, sincer vă spun, nu mi se pare o soluție chestia asta cu RCA-ul, pentru că s-ar bate mult de cap în cap. Eu cred că infrastructura ar trebui pusă un pic la punct, în așa fel încât bicicliștii să n-aibă legătură cu traficul de mașini. Cred că asta ar fi cea mai bună soluție. Adică să stea numai pe pistă și practic să nu se intersecteze niciodată cu mașina. E greu. O să fie dificil, mai ales în zonele rurale. Și pietonii, teoretic, stau numai pe trotuar, dar din când în când... Mai apar și pe carosabil. Asta. Răzvan, bună dimineața! Salut, Răzvan! Bună dimineața! V-am sunat să vă spun o întâmplare de-a mea, un eveniment din vara anului trecut, în luna iulie. Am atins un biciclist în București, care circula pe drumurile publice, neiluminat, nesemnalizat. Așa. Și mai mult de atât, el era și îmbrăcat în negru și bicicleta neagră. Într-adevăr, bulevardul era iluminat, dar apare noțiunea de camuflaj. Da, da, nu l-ai văzut. Așa. Efectiv, nu l-am văzut și l-am atins. El, într-adevăr, venea pe prioritate pe bulevard. Și l-am atins. Iar bicicleta lui costa 10.000 de euro. Văleu. Poliția, da, poliția, să ne înțelegem, să facem ceva amiabil. Părinții copilului mi-au cerut 1.200 de euro. Auzi, dar într-o situație de asta, iartă-mă că te întrerup. Vă rog. Într-o situație de asta nu e valabil RCA-ul tău? Păi e valabil RCA-ul. E valabil RCA-ul meu, doar că legea prevede că dacă nu ne înțelegem amiabil, să-mi ia permisul. Eu sunt șofer de ride sharing. Ah, ok. Deci, poliția mi-a luat permisul pentru 3 luni de zile, prin prisma faptului că legea prevede ca biciclistul, dacă circulă pe drumurile publice pe timp de noapte, în oraș, să nu aibă obligația să aibă o lanternă, o vestă reflectorizantă, am înțeles. Să-l poți identifica. Ai nevoie de un laser să-l identifici că e acolo. Un laser. Bun asta. Mulțumim pentru telefoane și pentru mesaje. Mai mult atenție în trafic până o să avem mergea. Te bagi, mă, consilier, și îi propui chestia asta? Să știi că eu mă gândesc, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.